Hei, șefilor, astăzi punem la punct castravetele. De ce numărul 10? Pentru că primele 9 urmează, iar cum ce urmează e mereu așteptat, am să vă spun doar atât. Surprize! Îmi place să gătesc cu voi și vreau să vă ofer și mai mult. Mai multă atenție și mai multe rețete minunate. Săptămâna aceasta la Chef with Cube am pregătit ceva ce câteodată poate ajuta, căci eu sunt mahmur de atâta entuziasm, iar castravetele a venit mănușă. Eu sunt Paul Constantin și împreună scoatem șeful din noi, învățăm bazele bucătăriei și pregătim rețete de mâncare ca la carte. Iar azi facem castraveți murați simpli și castraveți murați cu oțet. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub, apasă și pe clopoțel pentru noutăți. Eu servesc în fiecare săptămână câte un nou episod. Acum gata cu vorbăria, șefilor, avem treabă! Am aici câțiva castraveciori culeși și livrați în bucătăria Cub. Am să-i pun pe toți în vas, la înmuiat cu 20 ml de oțet de vin de 9 grade, peste care am să torn apă rece până ce îi acopăr complet. Apoi, timp de minim 3 ore, nu am să mă ating de ei. Ce se întâmplă de fapt în acest timp? Oțetul din apă funcționează ca un detergent ce va curăța castravetele ca la carte. Plus de asta, oțetul va da fermitate castravetelui. Mai exact, va întări puțin coaja, iar aceasta se va păstra mai bine când va fi pus la borcan. După 3 ore voi scurge castraveții și îi voi clăti cu apă rece. Am împărțit castraveții în două tabere. Din cei mari voi face rețeta clasică, iar pe cei mici îi voi pune la borcan cu oțet. Am să fac atât castraveți murați clasic după rețeta bunicii, cu sfeclă roșie, dar și vestiții castraveți cu oțet. Ambele rețete sunt de nelipsit din cămara unui șef, fie el și aspirant. Pentru castraveții murați cu oțet este indicat să folosim castraveți mai mici și mai subțiri, să încapă mai bine în borcan și care să se păstreze crocanți cât mai mult timp. Prima dată mă voi ocupa de rețeta de castraveți murați clasic. Pentru a umple un borcan de 3 litri, am să pun la fier 2 litri de apă cu 3 linguri de sare grunjoasă fără iod. Sunt 3, una vine puțin mai încolo pentru că da, saramura se gustă și pentru a nu exagera cu sarea, deși este necesară la castraveți. A treia lingură vine de obicei după degustare, dar dacă vrei un reper, se pune o lingură cu vârf de sare la fiecare litru de apă. Asta în caz că vrei să faci cantități ceva mai mari. Se dă un clocot la apă, iar apoi se răcește complet. Dacă aș dori să ia murați ceva mai devreme, pentru că da, de poftă, pot adăuga apa peste castraveți ceva mai călduț. Iată, acestea sunt ingredientele de care am nevoie pentru castraveții murați după rețeta clasică. Obligatoriu hrean. Hreanul ține murătura tare, îi dă aromă și puțină iețeală. Din acest hrean, eu am să folosesc doar jumătate. Acum construiesc aromele, am să pun prima dată un sfert din hrean, apoi un morcov tăiat în bucăți și da, mai am un secret de al bunicii. Știți ce au în comun borșul, lacru de putină și castraveții murați? Lasă-mi într-un comentariu aici pe canalul de YouTube ce crezi că e. Dacă nu, urmărește-mă și ai să afli mai spre final. Da, am să pun câteva frunzulițe din astea pentru a da vigoare murăturilor, apoi două pălării de mărar proaspăt sau uscat cum e al meu de la atâta secetă. Iar pentru culoarea demnă de desenele cu ponei, am să pun câteva bucăți de sfeclă roșie. Nu e obligat, dar dacă dorești, le poți lua în calcul. Usturoi am să zic vreo 15 căței, pe care îi împart în 3, apoi câteva frunze de țelină, tot așa împărțită în 3, iar acum am să pun primul rând de castraveți. Eu prefer să îi pun drepți, sau era să spun în picioare, dar aș fi comis o neregulă. Regula spune că îi poți pune în picioare doar dacă ești abonat la canalul meu cu notificările deschise, pentru că atunci când postez rețete noi în Chef with Cub, tu să fii la curent cu ele. Am terminat primul rând de castraveți, acum reiau cu morcovul. Am să pun și un ardei iute de la de geam pentru cunoscători, adică mic și al dracu. Usturoiul, sfecla, frunzele de țelină, hreanul și pentru că am ajuns la piper am să pun jumătate de linguriță la un borcan de 3 litri. Și evident completez cu castraveți până sus. Cam așa ar trebui să fie sau să arate. Partea de la final evident că se încheie cum am început, cu toate bunătățile astea. Frunza de țelină, bifat. Frunza de vișin? Da, despre ea era vorba. Cine a ghicit, voi vorbi personal cu Moș Nicolae să vă umple ghetuțele de murături. Și asta pentru că ați fost cu minți. Ce mai avem aici? Da, restul de usturoi, ardeiul crescut la geam și care a devenit fioros că nu-i afară și încă un morcov. Din nu știu ce motiv am rămas cu un morcov, dar știu doi iepurași care abia așteaptă să-l împartă. Încă puțină țelină. Voi completa apoi cu saramură răcită. De atâta vorbărie. Exact. Până sus. Am turnat atât de încet încât a fost nevoie să măresc viteza de 4 ori și tot mi se pare că ține o veșnicie. Da, ne oprim aici, e suficient. Acum vine pălăria de mărar, care datorită soarelui de anul acesta am cules-o gata uscată. Și gata, șefilor, nu mai rămâne decât să-i tanșez borcanul, exact cum făcea bunica cu ciolofan.
pliez ciolofanul în patru, umezesc puțin atât marginile borcanului cât și ciolofanul, să pot lucra mai ușor cu el, nu de alta, dar leg singur borcanul și asta mă ajută. Strâng bine și pot spune oficial că numărul 10 chiar mi-a adus noroc și noroc îți va aduce și ție dacă apeși butonul de like, dacă îmi comentezi, dacă dai un share pe pagina ta, iar dacă nu ești abonat o poți face apăsând butonul de abonare de sub acest video. Și nu uita să apeși și pe clopoțel pentru notificări pentru că vreau să fii mereu primul care vede noutățile. Acestea fiind spuse, am terminat de făcut prima rețetă de castraveți murați. O așez într-un vas ceva mai măricel pentru că în procesul de fermentație va da puțin pe afară și nu vreau să fac vreo șotie pe raft, că am ce strânge după. Duc borcanul în cel mai rocuros loc din casă și ne vedem cu el peste 3 și respectiv 7 zile. Să vedeți ce s-a întâmplat, dar să și încercăm castraveții. Șefilor, azi e curs intensiv de castraveți. Facem rețeta cu numărul 2 și anume castraveții murați cu oțet. Am ales castraveți mai mici cât să-mi ajungă pentru 4 borcanele de 800, pentru care am să folosesc 2 cepe mici spre medii, adică am să folosesc jumătate de ceapă pentru fiecare borcan de castraveți. Ceapa se taie peștișor, adică feliuțe cât mai subțiri, în genul ăsta de subțiri. De ce? Își lasă mai bine aroma și nu ocupă prea mult loc în borcan. Acum partea interesantă și întrebarea numărul 1 pe internet, cât oțet trebuie să pun la castraveți? Șefilor, dacă vă veți uita atenți pe borcanele de 800, există un marcaj, model, desen sau cum vrei tu să-i spui. Vă zic doar atât, se umple până la semn, dar ca să elucidez misterul și să mă pun bine cu șefii mei, am să vă spun că pentru fiecare borcan de 800 am folosit 70 de ml de oțet de vin de calitate, de 9 grade. Acum am să mă joc un pic cu lingura și subdiviziunile ei, căci da, și lingura are diviziuni și da, aceste ustensile au pus bazele omenirii. Nu roata, nu matematica, nici măcar chimia, ci lingura. Am să pun câte o lingură rasă de sare grunjoasă fără iod. Exact sarea aia urâtă și mare pe care nu o folosim, dar care e super, super bună. Vă rog să nu-mi spuneți că e mult sau puțin, e exact cât trebuie. Aici vorbesc de știință, șefilor, nu de bucătărie. Deci una bucată lingură rasă de sare per borcan. Apoi vine zahărul. O lingură și jumătate de zahăr normal alb. Trebuie să contrabalansăm acidul de la oțet și gustul sărat. Iar pentru cine a mâncat măcar o dată castraveți murați cu oțet, știu ei că se întâmplă ceva dulce pe acolo. Deci o lingură și încă o linguriță de zahăr, tot așa, rasă. După care am să adaug o linguriță de boabe de muștar și câte o frunzuliță de dafin mică pentru fiecare borcan în parte. Mărar, eu pun de obicei semințe, căci ele sunt responsabile de aromă, dar dacă ai pălării de mărar verde, se pune câte o pălărie la borcan. Piper, jumătate de linguriță de borcan, mai exact 7-8 boabe. Usturoi, 4-5 căței pentru fiecare borcan în parte, iar ceapa, așa cum am spus și mai devreme, jumătate de ceapă mică, spre medie, de borcan, tăiată fideluțe, adică cât mai subțire. Organizarea e totul și după cum vezi facem treabă bună. Tu ești atent la mine, iar eu sunt cu ochii pe tine să știu că ai înțeles. Apropo, dacă e ceva neclar să știi că răspund personal la comentarii și îți răspund cu mare plăcere, așa că dacă ai neclarități, întreabă. În ce privește hreanul, am aici o jumătate dintr-o jumătate, pe care am să o tai în 4 părți aproximativ egale și dedic fiecărui borcan în parte câte o bucățică. Voi amesteca puțin să se cunoască ingredientele și da, șefilor, ați ghicit, punem castraveții. În funcție de mărimea castravetelui, atenție Constantine cum vorbești, pui cât încape în borcan. Ai din aia mici, pui 100. Ai din aia mari, știi răspunsul. Iar eu am să schimb subiectul. Nu te lași până nu îți faci porția de castraveți murați. Înșiri așa frumos borcanele și rând pe rând umple borcanele cu castraveți. Cam asta e toată șmecheria, nu e nimic complicat. Ba chiar aș putea spune că e joacă de copil, chiar dacă ei nu prea se înghesuie la castraveți. Mai trebuie să completez cu apă rece. Robinet, izvor, nu are importanță. Le pun capacul și strâng să fie etanș. Le iau la zgâlțit, pe fiecare, să se topească sarea și zahărul, ca mai apoi într-o oală înaltă, cel puțin cât borcanul sau ceva mai mică cum e a mea, căci restul oalelor sunt umplute cu ketchup. Da, șefilor, am făcut și ketchup de casă. Am o rețetă pentru voi de stămâța în coadă. Lasă aici sus linkul cu rețeta. E fantastică, nu uita să arunci un ochi și pe ea. Am să pun în oală un prosop de bucătărie să împiedic borcanele să se ciocnească unele de altele. Pun borcanele în oală, completez cu apă, aproape până la capac și dau drumul la foc moderat până ce începe să fiarbă apa din oală. Apoi reduc focul la minim și las să fiarbă jumătate de oră până ce castraveții au început să-și schimbe culoarea. Ar trebui să arate cam așa. Încercați să nu depășiți timpul de fierbere, căci există șanse ca bunătățile din borcan să se înmoaie și nu mai e ce trebuie. După jumătate de oră oprim focul și lăsăm borcanele cu castraveți la oțet peste noapte. Nu îi scoateți din oală, decât dacă aveți nevoie de ea și e singura din casă. În acest caz scoateți borcanele și înveliți-le cu o pătură, două, să se răcească lent. A doua zi după ce s-au răcit, îi scoatem, îi notăm și în cămară cu ei, până când avem poftă sau până la degustare.
Șefilor, iată cum arată castraveții murați clasic după 3 zile. Așa cum am spus, am intuit bine ce urma să se întâmple cu zeama și am salvat câteva ore de șters raftul. Ia uitați-vă cum fierbe, semn că acum se produce magia. Sfecla și așa a făcut bine treaba, arată foarte bine. Abia aștept să gust, dar mai am de așteptat câteva zile. Dar cu castraveții la oțet, nu, că cei se pot deja consuma. Se pot consuma chiar de a doua zi. Desfac și da, deja simțurile mi se activează. Sunt castraveții mei preferați și abia aștept să văd cum au ieșit. Hai să văd cum arată la interior. Eu zic că arată super. Sunt ferm și reușiți, aș putea spune. Ia să gust. Da, exact cum așteptam. Delicioși de buni. Iar dacă ești fan, acum știi cum se fac castraveții murați cu oțet și care e rețeta de castraveți murați cu oțet. În ce privește castraveții murați clasic, a trecut deja o săptămână. Am avut și eu timp să-mi schimb cămașa, iar acum hai să vedem cum arată și să degustăm ceea ce am făcut. Desfac și la fel, simt toate aromele acestor castraveți murați și ca să nu mai zic că aș putea să vă spun și cât de acră e zeama, de la frunzulițele de vișin. Apropo de frunze, să știți că se mai pot pune și frunze de stejar la murături. Acestea au rol atât de conservant datorită taninului, păstrează murătura tare și a crește, doar că schimbă ușor gustul la castraveți. Hai să-i tai și să vedem cum sunt. Da, mă declar mulțumit, au și o ușoară tentă de roz, ce să mai. Îmi plac, acum testul suprem, să vedem dacă sunt sau nu așa cum trebuie. Da, șefilor, sunt delicioși și merg de minune cu o iahnie de fasole. Las pe undeva pe aici rețeta. Da, sus în stânga mea, în dreapta ta. Te-am derutat puțin, dar trebuie să fii atent dacă vrei să fii șef la tine în bucătărie. Până una alta, stai puțin că trebuie să degust până la capăt. Și nu, nu e nu știu ce whisky, ci minunăția asta de zeamă care îmi face gura pungă de când am desfăcut borcanul. Un pic să ridic și să torn. Ce ai făcut, Constantine? Ai scăpat de raft și ai umplut studioul de zeamă. Pune mâna și șterge de pe jor. Tot pățitul e pățit și te rog, schimbă strategia. Acum cinstesc alături de voi episodul cu numărul 10 și ceea ce se vrea a fi întregirea proiectului Cub, iar ziua mea a devenit mai clară, mai trează și mai frumoasă alături de voi. Castraveții sunt minunați, nu uitați să îi împărțiți și cu alți pasionați de gătit. Vă mulțumesc vouă, șefilor, că mă urmăriți și vă îmbrățișez. Până data viitoare, eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, un share, să comentezi, să te abonezi, apasă și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile rețete, vezi și ce am gătit până acum. Eu servesc în fiecare miercuri și joi de la 17:30 episoade noi și nu uita să dai play pe Cub, evident.